În 21 mai, credincioși ortodoxi și greco-catolicii sărbătoresc pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Datorită celor doi, mamă și fiu, creștinismul a devenit religie permisă, jertfele sângeroase au fost interzise, iar duminica a fost stabilită zi de odihnă. Cea mai însemnată realizare a împăratului Constantin a fost edictul de la Milano din anul 313, prin care creștinismul ajunge să fie recunoscut de stat, iar de numele împărătesei Elena, mama lui Constantin, se leagă descoperirea rămășițelor crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Sărbătoarea are o puternică încărcătură istorică, mai multe evenimente petrecute pe scena istoriei fiind legate de împăratul Constantin și mama sa Elena. Canonizarea Sfinților Împărați Constantin și mama lui Elena este legată de două evenimente istorice. În anul 312, conform lui Eusebiu din Cezarea, care a scris o lucrare despre viața lui Constantin, înainte de bătălia de la podul Milvinius împotriva lui Maxențiu, podul Șoimilor, lângă Roma, i-ar fi apărut pe cer lui Constantin semnul crucii, iar lângă cruce ar fi scris "Cu asta vei învinge". Legenda spune că el a inscripționat pe scuturile soldaților și pe steagurile de luptă acest semn și, într-adevăr, a învins. Cel de-al doilea eveniment istoric este legat de anul 313, an în care Constantin cel Mare a emis edictul de la Milano, prin care creștinii au fost recunoscuți în cadrul Imperiului Roman, iar creștinismul a devenit religie recunoscută. Din acel moment, persecuțiile și prigoanele asupra creștinilor au încetat. Acestea sunt evenimentele în urma cărora împărații Constantin cel Mare și mama lui Elena au fost canonizați de către Biserica Ortodoxă de rit răsăritian. În această zi, peste 1,1 milioane de femei și aproximativ 640.000 de bărbați își sărbătoresc onomastica. Pe de altă parte, femeilor sărbătorite poartă numele de Elena, Iliana, Lenuța, Constanța, Constantina, Leana și Nuții. Majoritatea bărbaților se numesc Constantin, Costel, Costică, Costin, Costinel, Costi și Costeluș. Cu această ocazie le urăm și noi la mulți ani!